În anul 2016, viața unei tinere din Darabani a fost curmată fulgerător. Fata a fost victima unui accident rutier provocat de doi bărbați care făceau întreceri cu mașinile pe o stradă din Darabani. 3 ani mai târziu, unul dintre indivizi a fost condamnat. Bărbatul de 49 de ani a fost condamnat printr-o sentință penală de către Tribunalul Botoșani la 8 ani și 7 luni de închisoare cu executare pentru comiterea mai multor infracțiuni. Acesta a fost depistat de către colegii mei pe raza localității de domiciliu, reținut și escortat la penitenciarul Botoșani în vederea încarcerării. Bărbatul este condamnat pentru comiterea infracțiunii de omor, tentativă la omor calificat, conducere sub influența alcoolului și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice. Vă reamintim faptul că la data de 30 aprilie 2016, după ce au consumat alcool, cei doi șoferi au decis să se ia la întrecere cu mașinile. Aceștia nu au observat că din sens opus circula un autoturism condus de Anda Dănilă, o tânără de 22 de ani, iar unul dintre ei a intrat în autoturismul condus de tânără. În urma accidentului, fata a murit, iar fratele ei, cu care se afla în autoturism, a suferit răni grave.